Gabriela Cristea, cunoscută prezentatoare TV și personalitate de renume, a fost recent subiectul unor comentarii negative pe rețelele de socializare legate de fiica sa. Într-o reacție puternică, Gabriela a răspuns criticilor care și-au exprimat opinii nefavorabile fără a avea informații complete despre situație. Prezentatoarea TV, care se bucură de succes atât în cariera profesională cât și în viața personală, a decis să împărtășească cu fanii săi un moment special. O zi petrecută la laboratorul de prăjituri alături de fiica sa. Însă, în loc să fie apreciată pentru timpul de calitate petrecut alături de familie, Gabriela a fost atacată online. Comentariile negative au fost în special legate de activitățile și aspectul fiicei sale. De obicei, Gabriela Cristea este cunoscută pentru abordarea sa calmă și pozitivă în fața criticilor, dar de data aceasta subiectul a fost unul sensibil și personal. Acest lucru a determinat-o să răspundă direct și ferm, punând capăt speculațiilor și apărându-și fiica în fața celor care nu au fost binevoitorii. Cu toate că Gabriela Cristea este apreciată pentru zâmbetul său constant și atitudinea relaxată, situația a fost o provocare semnificativă pentru ea, subliniind cât de importantă este pentru ea protejarea intimității și bunăstării familiei sale. Gabriela Cristea rămâne concentrată asupra carierei sale, afacerii proprii și a rolului său de mamă, continuând să fie o inspirație pentru mulți prin echilibrul pe care reușește să-l mențină între viața profesională și cea personală.